Hei, salutare tuturor! Eu sunt aici, la Star, alături de ai Ciuncio și bine v-am regăsit Hello. La un nou episod de Unturned. De data asta o să încercăm să facem ceva mai diferit. Avem noi aici în plan să facem experiment social. Vrem să găsim niște arme, să ne ducem pe la player random și să vedem pur și simplu dacă putem să fim friendly cu ei și ei să fie friendly cu noi. Bă, deci în cel mai rău caz, îi omorâm pe ei. Da. Deocamdată trebuie să ne găsim un echipament super bun. Echipamentul o să stea în inventar ca să nu ne vadă că le avem la noi. Că gen, dacă ne punem un pistol sau ceva, o armă, se pune în spate sau în față. Da. O să le avem în inventar, o să avem muniție și tot ce trebuie și o să încercăm să fim family friendly, să vedem dacă reușim să găsim oameni de bună credință. Aici pe server sunt o grămadă de ăștia care au foarte multe puncte pe minus, deci cred că o să fie foarte dificil, dar și voi un like dacă vă plac videoclipurile de genul acesta. Dacă reușim să strângem, nu știu, 20-30 de like-uri la acest videoclip, o să mai facem experimente din acestea sociale. Hai să-i dăm drumul la treabă. Acum să vedem dacă avem noroc să găsim și oameni buni. Da. De asemenea, nu știu, o să punem pe ecran oamenii buni, counter de oameni buni și oameni răi, să vedem câți oameni buni ne-am găsit și câți oameni răi. Vedem ce scoruri ajungem până la final. Bă, măcar așa puteți să ne dăm seama comunitate pe un server, cum e. Da, până acum am avut ceva experiențe nașpa cu un server și sunt curios dacă putem găsi jucători family friendly care să poată să ajute niște sărmani, începători, niște nevoiași ca noi, exact, dacă poate să ne ajute. Bun, și oprește aici. Uite acolo niște jucători, nu știu dacă... Surrenderie mânuțele în sus, nu? Da. Hei băieți, suntem friendly, putem să trecem și noi pe partea cealaltă, nu avem iteme. Are aici niște signers, hai să mă apropii să văd ce scrie. Okay. Atenție, această bază este deținută de enormi tra, așa. Treceți pe unde vă arată săgețile dacă nu vreți să muriți. Okay. Huh. Interesant. Putem trece? E ok? Treceți rapid. E posibil dacă ai o doză de suc, te rog, că am tot căutat niște iteme și n-am găsit absolut nimic. O doză de suc, dacă poți să-mi arunci de sus. Te rog. Uite-ți dă-te aici. Mai, perfect! Mulțumim foarte mult, mulțumim, ești cel mai tare, mersi mult. Să zi bună! Nu cred, prima persoană și a fost friendly. Tocmai. Dude, nu cred așa ceva. Ne duci niște mâncare, ne lăsa și să trecem. Băi. Băi, și mâncare de asta de calitate care îți dă și apă și... Da. Mă. Ba. Bă. Uite un ca lumea. Hope in humanity has increased. Hai să mergem și în orășelul ăsta să vedem dacă găsi ceva. Sau pe cineva, mai corect spus. Uite încă un jucător, acolo, în capătul orașului, în dreapta. Hai să vedem dacă și ăsta este friendly. Bacă toporul și ridică mânuțele. Hei, te-am văzut acolo, suntem friendly. Poți să ne ajuți și pe noi, te rog frumos, cu o doză de suc sau ceva? Căutăm niște iteme de ceva vreme și nu prea găsim. Stai pe surrender ca să nu creadă ceva. Da. Hello. Eu. Nu, stai. Nu. Suntem friendly, n-avem nici măcar chestii. Poți te rog măcar o doză de sub ceva să ne dai atâta și plecăm, nu stăm aici. Da, te lăsăm pe tine să lutezi, plecăm, aia e. Al doilea, nu cred așa ceva. Mulțumim foarte mult, șefule, ești mai tare. Să ai o zi bun. Și arme, putem să le luăm? Ia dați-i, sărăcii. Mersi mult, șefule, ești cel mai tare, mulțumim. O zi bună. Bă, și arme și mâncare, nu cred. Nu cred așa ceva, bă, la Enzi îți vine să crezi. Bă, nu înregistrai asta.
lasă că ai bucata mea, ai bucata mea. Să-mi dai și mie bucata asta, ca asta. Bă, jur ca Poseidon. Bă, incredibil, incredibil. Deci dacă găsim numai de ăștia friendly, fai de capul meu, fai de capul meu. Hello! Hello! Salut, man! Șefule, suntem friendly. Te rog să ne dai și nouă niște iteme. Ceva de mâncare. Îți lăsăm orice. Mâncare, ce vreți? Orice, adică o roșie, o roșie, o... N-am nici chef, dar căutați aici, dați și chef. Ok, bine, okay, mulțumim. Bine, mulțumim. Mulțumim, man. Mulțumim. Mulțumim că nu ne-au omorât. Bă, nu ne-a dat niciun item, dar tot apreciez faptul că nu ne-a omorât. Tipul bă, sigur avea un pistol sau un ceva la el. Nu m-am uitat la spate să văd. Dar putea să ne omoare, adică putea să zică, bă, hai, marș de aici, PVP, știi? Da, dar ideea e că poate n-avea niciul de mâncare sau ceva. Așa că nu poți să știi neapărat, măcar ne-a lăsat să plecăm, nu s-a apucat de combat. Da, dar știi că la tine se vede când te uiți în inventar, se vede când te uiți. Cum se vede? Cum arată? Adică se vede, uite așa se vede. Vezi? La mine dă de mânuțe? Nu, fiindcă tu ai aia în mână. Te uiți în jos la tine și dă din mânuțe când ai ceva în inventar. Adică cum sunt acum? Da, acum, spre exemplu, dă din mânuțe caracterul tău. Player? Hey, salut, man. Hello. Hello. Suntem friendly. Suntem friendly. Hello. Ce faci, man? Tocmai ce am început și noi serverul. Am lootat aici, să știi, în mare parte. Ai nevoie de ceva? Apă? Mâncare? Nu am nevoie de o armă, să omor niște ratați. Fii atent că o să fac o fază. Vreau eu să fac, lasă-mă pe mine. Uite o pasta, e singura mea armă, dar... Succes, sper să nu ne omor pe noi. Bă, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mersi. Lul? Să despoam! Să-ți dea Dumnezeu. Stai, băi, ce-a fost asta? Ia. Dumnezeule mare, ce-a fost asta? Bun, asta a plăcut. Genial. Asta rămâne. Ce oameni să ne ajute și ce oameni nu vor să ne ajute. Și până acum, efectiv, toată lumea ne-a ajutat. Și cumva ca un semn de apreciere pentru acei oameni care sunt friendly și drăguți, că am făcut și noi rost de ceva iteme. Le dăm și noi ce avem, știi, o armă, ceva. Măcar așa, ca să nu pățești nimic, uite, o să ți le lăsăm tu, dacă ai nevoie de ceva, ți le lăsăm aici la ușă și mergem. Hai, eu las așa. Îi dau armița asta mică, că și așa mai am una. Și lucrurile mai găsesc. Uite, ți l-am lăsat aici în față, o să plecăm. Salut, man. Succes. A fost, adică și eu aș fi fost la fel, adică vine cineva și zice, tocmai, bă, deschide ușa că vreau să te văd, e așa un pic dubios. Și cred că o să mai aștepte ceva tipul ăla, nu știu. Dar știi, îmi plăcut la faza aia, că pur și simplu apăsă pe microfon, dar fără să vrea. Da, și eu l-am auzit și eu, l-am declip pe băiat. Și acolo, auzit ceva? No. Și-a baricadat casa aia, cred că e casa lui, că văd că are uși și chestii de-alea. Uite, acum eu pot să-l văd pe el. Și-l văd un pic. Că a deschis un geam sau ceva. Nu, fiindcă suntem prea departe, nu se mai randează ce construi el. Aha, ok. Și putem vedea prin ele. Hello! Hello, man! Ne-a cu autobuzul. Autobuzul. Stai așa.
Suntem friendly! Friendly! Hai în partea aia. Da. Suntem aici pe pot, șefule, te rog, nu trage. Nu avem nici noi arme. Stai așa, uite-l acolo la mecanic. Suntem în căutare de ceva mâncare, dacă poți să ne dai și nouă, te rog. Lumea a cam lutat aici tot. Observ că nu-l pot deasupra ta. Hello. Salut! Ai un item ceva să ne dai și nouă, că tot căutăm mâncare și a lutat cineva aici tot orașul. N-am mâncare. Presupun că nici tu nu prea ai iteme. Stai, uite. Așa. Bă, ăsta nu prea o avea chestii, mă. Păi nu prea are. Stai puțin, te rog. Nu, stai aici. Stau aici. Ok. Nu facem rău uman. Facem un experiment social și suntem curioși să vedem cine ne dăm ca și când abia am intrat pe server și nu prea avem iteme și vrem să vedem cine e friendly și cine nu. Și dăm de o grămadă de player friendly. Ai fost foarte drăguț. Stai așa. Văd dacă mai am ceva să dau. Asta nu știu dacă te-a lăcătat cu ceva. Uite o cârpă. Și uite și niște de-astea. Sper să te ajute. Mult succes la supraviețuire. Baftă, man. E și el a început ca noi, până la urmă. Bă, dar numai de ăștia dăm, man. Bă, parcă ai vrea să dăm și de unul de ăsta așa, să mai bage ceva acțiune noi. Da, adică, uite aici o mașină, s-ar putea să fie aici un jucător sau ceva. Sau să fie pur și simplu o mașină random. Sau o mașină random, habar n-am. Nu, e lăsată random aici. Da. Ia bă, oare merge să o ciordales? Nu, e blocată. Hai să o formăm. Perfect. Fugi! O să dărbești și copacul, cred. Vezi că e cineva la baza militară, am auzit niște trageri. Ok. Aici în spate. Ce faci, man? Friendly. Mane! Opri. Hello. S-a dus cu mașina. Se duce la baza militară. Sau la bază la el? Stai că opri. Probabil. Nu stai că opri, se întoarce. Nu știu. Dar ridică mâinile ca să nu zică că ceva ușustă. Hello. Salut. Se întâmplă să ai ceva iteme la tine? Ceva de mâncare? Ai murit recent sau... Ok, fii atent. Uite aici. Mulțumim că ai fost un om drăguț, facem un experiment social și vrem să vedem cine este friendly pe serverul ăsta. Știm că este un server PvP și aici se omoară oamenii, dar tocmai de azi n-aveam curiozitate să văd cine e drăguț să se întoarcă și să nu tragă noi. Și ești al nu știu câtelea om care a fost friendly cu noi. Așa că sper să te ajute chestiile astea, noi am spus câteva iteme până acum. Să intru la voi în grup. caută pe YouTube lumea lui aici. Vezi că te bate zombiu. Nu te apuca să dai că-l crăpi. Caută pe YouTube lumea lui aici. Ne-am apucat și noi de o serie de internet. Și dacă vrei să te alături să facem video-uri împreună, nu știu, să facem experimente sociale, ești binevenit. Lumea lui iTunes. Sau poți să scrii numele ăsta al meu aici. Nu știu dacă mă vezi. Pune cursor pe mine. iTunes. Stai. Ulu, cam greu se prinde. De ce încă țin brațele ridicate? Nu știu. Nu știu.
Foarte tare, uite, cu ocazia asta ne-a mai recrutat un om nou. Bonus! Cha-ching! Deci e perfect, pur și simplu. Chestia asta merge super bine. Tot episodul a fost blană. Da, nu știu, cumva îmi pare rău că n-am reușit să găsim absolut niciun om care să vrea să ne facă felul. Bine, ar fi fost tipul ăla de la pod acolo, dar cred că s-a plictisit și el stând acolo la pod și da. A început să la un moment dat să tragă în noi, ne-a văzut de depărtare și a început să tragă în noi. Man, dacă vrei, uite-te pe canalul meu și o să vezi în descriere, am un canal de Discord. Noi suntem în grupul meu de pe Steam, mai Ciuncios Royal Army. Dacă vrei, intră pe Discord și putem să te invităm și pe tine să facem un mini-grup. De ce nu? Hai star că să părăsim zona, fugi! Salut, man! Băi, oameni buni, cam ăsta ar fi și videoclipul. Concluzia e că aici e plin de oameni foarte de treabă. Efectiv, toată lumea pe care am găsit-o, parcă i-am plătit, bă, frate. Parcă a fost la fiecare așa și i-am dat bani și i-am zis, bă, hai că facem doi o șustă aici. Pur și simplu, nici nu-ți vine să crezi când ai de așa de mulți oameni care n-au de gând să te omoare, chiar dacă poți să o facă așa simplu, să-ți ia tot loot-ul și pe lângă asta îți mai dau și loot-unii. Da, și nu știu, e ciudat că cu toate că sunt, bine, acum sunt 13 pe server, dar înainte au fost și mai mulți, adică au fost vreo 20-21 de player și, băi, nici nu se simte, adică mergi peste tot pe unde ai merge și nu găsesc niciun jucător. Foarte interesant. Dați și voi like dacă v-a plăcut acest videoclip social, să știți dacă mai facem videoclipuri de-astea. Dacă reușiți să strângem 20 de like-uri la Lion Star, să continuăm cu videoclipurile astea sociale, experimente de-astea sociale. Social și experiment. Eventual, puteți să ne lăsați propunerile voastre acolo în secțiunea de comenturi. Toată lumea cred că o să zică că e măsluit video, dar... Băi... Aia e. Ce contează e că știm că au avut sărăm noroc și de drum de oameni friendly. Da. Mulțumim de vizionare, oameni buni, să aveți o zi sau o seară faină în continuare. La revedere. Bye bye.